Suntem pe drumul județean care leagă Suceava de Dolhasca. Proiectul european care este foarte mult așteptat de populație. Este o investiție pe 75 de kilometri de 45 de milioane de euro, bani europeni. Acest drum trece prin 10 localități mari, leagă aproape 50.000 de locuitori. Avem aici 6 poduri și 71 de podețe care se modernizează. Drumul se lățește de la 6 la 8 metri. Sunt mai multe firme în asociere care lucrează pe acest drum. Văd că vremea a început să fie bună, constructorii au ieșit la treabă. Suntem și noi pe aici zilnic ca să-i silim să grăbească aceste lucrări. A fost o perioadă când s-a săpat și a fost un disconfort pentru populație. Sperăm cât mai repede să se asfalteze această rută spre Dolhasca, pentru că este așteptată de foarte multă lume. E o investiție mare care leagă Suceava de Iași prin Dolhasca și eu sunt convins că după ce se va termina acest drum, un drum lat de 8 metri, încă o dată spun, cu o investiție europeană curajoasă, înseamnă dezvoltare economică și înseamnă turism.